Ghi Junior, arbitru șef de brigadă. Pe locul 2, Adrian Cucur, Dinamo. Locul 3, Alin Șivan, Steaua. Bine, Alin! Un podium de premiere cu cele mai încărciți, cei mai buni încărciți la Inele, iar Robert Stănescu este unul dintre cei mai buni gimnaști ai lumii la acest aparat. Felicită Robert, felicită la Adrian, felicită la Adrian. Robert Stănescu, aplaudat acum de soția sa, care este aici de câteva zile, admirându-l și susținându-l pentru buna pregătire. Felicitări, succes pe mai departe! Premierii oficiază de doamna profesoară Mariana Tolceanu, arbitră șef de brigadă. Locul 1 și medalie de aur, Ana Porgras, Constanța. Locul 2, Sandra Izbașa, Steaua. Locul 3, Gabriela Drăgoi Cuzău. Bravo, Gabriela! Un alt podium excelent, te veți vedea și la nota ta tot așa, adică pe podium de premiere, Ana Porcras, Sandra Izbașa, Achilagine, la domnule și Gabriela Drăgoi, a cinci la Olimpiada de la Beijing, un podium mult laureat. Un podium la reșita acestui evenimentul nostru. Oficează profesorul Ion Ola, arbitru șef de brigadă. Locul 1, Flavius Coții, Dinamo. Locul 2, Marius Vărbecară, Bistrița. Locul 3, Alin Șivan, Steaua. Campionul la frunt al României, Flaviu Scoție, învingător și în această finală a săritului, vicecampionul individual Marius Bărbecar, argint din nou pe podium și unul dintre unii săritori ai lumii, Alin Șivan, de acest podium. Ioan Șivații, au venit medalile, așa că le pun băieții în sala de antrenament, vrei tot așa. Felicitări, băieți! Bravo! Un podium de premiere! Festivitate de premiere, Sol Fete. Premierul oficiază de doamna profesoară Vasilica Acop, arbitră șefă de brigadă. Locul 1 și
medalie de aur, Sandra Izvașa Steaua. Locul 2, Diana Chelar Onești. Locul 3, Ana Porgas, Constanța. Premiere la sol, la Reșița, cu campioana olimpică Beijing 2008 la Jocurile Olimpice, în anii olimpiadei de până la Londra, aici la Reșița. Diana Chelaru, Ana Porgras, rețineți aceste nume și pe Diana Chelaru, care își dorește tot mai mult. Felicitări pentru că aveau de sus. Vă invidiază multă lume, stimați reșițeni, stimați spectatori, pentru că aveți acest privilegiu. Trompeți? Stimați spectatori, așa cum reșițenii cei din care sunt obișnuiți, Academia Olimpică Română, finala care a Severin are o prezență activă în ceea ce înseamnă educația, spiritul olimpic și de fair play. Și de această dată, în cea de-a treia zi, dorim să cinstim și să prețim pe cei care s-au aplicat asupra acestei discipline olimpice și din contribuția cărora, desigur, gimnastica a reușit să ajungă pe cele mai înalte culme ale performanțelor la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, și să fie cea mai intrată disciplină sportivă din țara noastră. Gimnazian. Din Palestrina știm că un gimnazian este cel care organizează, cel care se ocupă de organizarea competițiilor, urmărește antrenamentele sportivilor, încă din antichitate. De aceea ne-am gândit să oferim astăzi două distincții gimnazian pentru două personalități care muncesc în cadrul Federației Române de Gimnastică. Este vorba de doamna profesoară Anca Grigoraș Ilescu, o invit în fața podiumului. Bravo! Pe două profesor, Mirca Bolcan, secretarul general al Federației Române de Gimnastică, iar distințele de numele aporte, domnul profesor Ioan Stan și doamna profesoară Liliana Stan. Atent, doamna Anca Grigoraș, fosta mare campioană a României, câștigătorul profesor Mircea Bolcan, sunt membri în comitetele tehnice ale Uniunii Europene de Gimnastică. Și pentru ca să-i onorăm, o să vă rog să ajungeți și foarte mai sus. Tot în această seară, aici la Reșița, dorim să aducem mulțumiri celor care de 45 de ani, de 35 de ani, de foarte mulți ani, conduc destinele gimnastice românești. Această disciplină care spuneam că este numărul 1 România și prin gimnastică România a fost promovată pe toate meridianele, pe toate paralelul. Academia Olimpică Română, filiala Caraș Severin, are între distințele pe care le acordă una de mare preț. Se numește Evanghelie Zahar, pentru că a românul Evanghelie Zappa este precursorul lui Pierre de Coubertin, cel care a organizat primele jocuri internaționale zapaice, mai apoi Pierre de Coubertin, după ani de zile, a organizat Jocurile Olimpice Moderne.
De aceea dorim să acordăm aceste distincții domnului profesor Nicolae Vieru, vicepreședinte de onoare al Federației de Gimnastică, vicepreședinte de onoare al Federației Internaționale de Gimnastică, organismul care este de peste 30 de gimnastici. De asemenea, pe domnul profesor Adrian Stoica, președintele în exercițiu al Federației de Gimnastică, președinte al Comitetului de Gimnastică al Federației Internaționale de Gimnastică, adică inginerul șef al Gimnasticii Moderne Masculine, și să-l invit acum pe domnul profesor Ilie Pătrică, de aceea distins cu Evanghelie de Stapa, să-i acorde domnului Vieru distincția. Domnul Vieru. Membru fondator al Academiei noastre, domnul profesor Ilie Pătrică, unul dintre artizanii marilor succese ale sportului caraselor. Domnul profesor Ian Dicma, de asemenea membru fondator al Academiei noastre, îi oferă distinția domnului profesor Adrian Stoica. Și declar aici, poate fără acordul domnului Adrian Stoica, am dorit ca domnul Adrian Stoica să candideze la funcția de președinte al Federației Internaționale de Gimnastică. Așa e din Federația Română de Gimnastică, pentru care am dorit să aducem prețuirea noastră și micile atenții prin aceste distincții, cred, care ne odorează de o motivă și pe noi, pentru că vi le-am acordat, și pe dumneavoastră, că le friciți. Vă mulțumim tare mult!